Salut! Numele meu este Ștefan Mălaimăre și astăzi vreau să vorbesc despre 7 lucruri importante. E vorba de această carte pe care am tradus-o pentru editura Colin Junior. Când a scris această carte, Shelley Pearson s-a inspirat din viața lui James Hamilton, un artist american enigmatic, care timp de 15 ani în Washington DC, strângând lucruri la care alții renunțaseră, a reușit să creeze o operă de dimensiuni colosale, pe ale cărei înțelesuri nu le-am elucidat complet nici până astăzi. Dar vocea cărții este dată de Arthur, un puș de 13 ani, care într-un moment de furie face un gest necugetat. Un gest care îi leagă destinul de viața și opera artistului James Hamilton. Pornind în căutarea celor 7 lucruri importante, Arthur ajunge să învețe ce înseamnă cunoașterea de sine și ce valoare pot avea prietenia și familia. Inspirat de prietenul său, James Hampton, Arthur ajunge să facă lucruri pe care nu credea că le va face vreodată, cum ar fi să salveze din ghearele unor bătăuși pe un tocilar care îi devine cel mai bun tovarăș, cum ar fi să dea un anunț la ziar sau să viziteze un muzeu. Sunt sigur că vrei să afli și singur mai multe despre povestea lui Arthur și a lui James Hampton, așa că mă voi opri aici, dar îți urez lectură plăcută.